Biserica Ortodoxă Pocorârea Sfântului Duh de pe strada Timișoarei, care și-a sărbătorit în 16 iunie hramul, are un iconostas nou și două tronuri împărătești, toate pictate și restaurate de o lugojancă dedicată și pasionată, Dorina Zah. 8 luni de zile i-au luat artistei să-și finalizeze lucrarea. Am pictat acest iconostas în decurs de 8 luni de zile. Este un iconostas în stil bizantin. Stilul bizantin presupune o pictură figurativ-simbolică și iconostasul reprezintă o sinteză a picturii întregii biserici. El are rolul de a ne arăta slava cerească și de a face accesibilă, de a o face accesibilă conștiinței noastre. Despre icoană vreau să spun că nu trebuie să o privim ca pe un obiect. Ea este o poartă către lumea de dincolo și nu ne închinăm, nu ne rugăm icoanei ca obiect, ci spiritului pe care ea o reprezintă. Tronurile împărătești din biserică, ce l-au la loc de cinste pe Mântuitorul Iisus Hristos, au necesitat nu numai să fie pictate, ci și restaurate. De tot procesul s-a ocupat Dorina Zah. Acesta este unul din cele două tronuri împărătești, reprezintă pe Iisus împărat. Am pictat icoana în decurs de o săptămână și încă o săptămână am restaurat tronul. Dorina Zah pictează de când se știe, dar tehnica icoanei a cunoscut-o în timpul facultății și a desăvârșit studiile la Facultatea de Artă și Design din Timișoara. Icoana a fascinat-o încă de atunci și a pictat până acum 8 iconostase și 2 bisericuțe. Ca și restaurator am trecut prin toate tehnicile și tehnica icoanei m-a absorbit și am rămas fidelă ei. Câte biserici ați pictat de atunci? Am pictat 8 iconostase și 2 bisericuțe. De ce e nevoie pentru a ieși o pictură de calitate? Dacă vorbim despre pictura bisericească, e nevoie un pictor iconar trebuie să renunțe la eul său creator, la personalitatea sa creatoare, la ego-ul său și să se dedice canoanelor. La Scăiuș, Dorina Zah a pictat icoana Sfântului Papa Ioan Paul al II-lea în premieră națională. Tot așa în premieră pe țară a pictat icoana Sfintei Ioana Antidature de la Biserica din Mondialul Bocșei din Lugoj.